Salutare toată lumea și bine ați venit la un nou episod. Astăzi ne vom juca ca Survivor. O să, bine, nu o să folosim chestiile astea OP. Vreau să sabotez, ok? Ce am aici? Să colectez un item. Perfect. Hai să-i pun o din asta. Stai puțin. O din asta și o din asta. E de sabotaj asta? Nu? Repair. Ok, le las așa. Ok, și sunt noi pe join the lobby. Vreau să sabotez cârlige și vreau să ies cu un item nou, pentru că acum sabotatul e din nou la modă, dude. Deci de-abia aștept să mai facem live stream cu Dead by Daylight. Țineți minte, vreau să intrăm toți cu toolbox de la OP, dacă aveți și porcul ăla de sabotat, și mai genial, pentru că vreau să sabotăm toți, frate, toate cârligele de pe hartă. Bineînțeles, avem norocul să nu fie, să n-aibă porcul ăla de să și le pună la loc, în fine. Hai că dăm noi pe ready și o să începem. Cred că am echipă cam nubă. Aoleu, doamne. 35 de ore și am început pe... Oh my god. Este harta nouă, fraților. Mamă. Trapper. Ok, tu ți-ai cerut-o. Deci eu zic că pentru domnul Trapper o să fie imposibil să câștige. Harta e mult prea mare și mult prea labirintică. Chiar să fiu atent la capcane. Măcar nu e killer, nu, oricum e super useless, sincer. Nu știu dacă ați văzut ultimul episod de Dead by Daylight. Vrea să mă duc să repar sau ce? Alo. E un friendly killer, săracu. Ce fi zis harta nouă, Black? Oh my god, pe bune, vreau un meci ca lumea. What? Se deschid uși? Păi și aici... Frate, harta asta e mult prea gigantică. Se deschid uși când termin de reparat. Du-te, bă, de aici. Bă, nu-mi place deloc harta. Nu știu cum să vă zic, dar nu-mi place update-ul ăsta, cred că de nicio culoare. Până mă găsește killerul. O să treacă 10 ani. Doamne ferește. Foarte interesant ce aș putea să spun. Foarte, foarte interesant.
Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Doamne ferește. Ce sunt cu meciurile astea, frate? Ce sunt cu meciurile astea? Sunt prea easy? Cred? Da. Adică nu cred, sunt prea easy. Uite-o pe noi acum reparăm. Jucăm cu noi pentru că am mai multe iteme pe ea și îmi place părcul la Urban Vision. Chiar îmi place foarte mult. Bine, acum nu e cazul să-l folosesc, dar na. Pe bune? Exit. Ok. Bă, da, și până la cârlige, da. Parcă l-am sabotat odată pe ăsta. Ia, sunt curios dacă mi-ajunge ăla. Mă întreb unde are basement-ul. O să mă duc și o să farmez cu domnul killer după ce deschid poarta. Deci a dat-o pe jos. A, ba, nu a dat-o pe jos, mi s-a părut doar. Foarte interesant. Poate are ritual să-și facă, cine știe. Am impresia că e român pentru că aveam ping-ul prea bun. Adică aveam ping-ul extra bun. A, nu vreau să ies. Hai să mergem să-mi iau un item. Căutăm un chest și ieșim după. Ce jec de om. Și ce e? What? Parcă spuneați că nu se mai pun cârligele înapoi. Așa mi-ați spus. Sebi, nu se mai pun cârligele înapoi, Sebi. Tocmai ce s-a pus în fața mea, pe bune. Și atunci părcul ăla pentru ce mai e? Da, o să ies afară. Din 1.9 nu se mai pun cârligele înapoi, da. Nu se mai pun, Sebi, nu. Dar dacă ai porcul ăla se mai repară cârligele și tu vrei să-mi spui mie că killerul ăsta are porcul ăsta deja. Hai mă, lași în pace. Da, acum eu. Deschid eu ușa, mulțumesc. Nu. Hai să ne dacă are porcul ăla, dar nu m-aș mira să-l aibă, adică abia s-a lansat. Hai să mai farmăm așa puțin. Mamă, ești prost, frate. Ok. Ia, am plecat. Știu că era bine dacă avea cineva party streamer, chiar îmi pare rău. Dar e o oportunitate bună să... Era o oportunitate bună ca să mai fac niște puncte. Ia, avea cineva party streamers? Chiar sunt curios. A, era un party streamers. Ok, atunci aveți de... Oricum am făcut deja 15.000 de puncte. Într-adevăr, era o oportunitate bună. Deci, killerul n-avea părcul ăla. A, nu, stai, killerul n-avea niciun perk. Cum se reparau cârligele singure? Asta vreau să-mi spuneți și voi în comentarii. De ce se reparau cârligele singure? Pentru că ați zis că nu se mai repară doar cu acel perk sau ceva de genul de la doamna porc. Așa că eu am fost Sebi și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa! Sau poate am înțeles eu greșit, habar n-am.